Și răspunzând, îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Din Evanghelia Prasnicului de astăzi, de la Luca, capitolul 1, versetul 35. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori, împreună rugători, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această slujbă de care am avut parte, de acest mare prasnic împărătesc, pe care Dumnezeu, din marea Lui milostivire, ne-a făcut părtași astăzi aici, în Biserica Lui. Și anume, am fost părtași la întruparea Fiului Lui Dumnezeu din Sfânta Născătoare și Maică Fecioară. Acest prasnic s-a sărbătorit încă din primele veacuri creștine. Încă de când a început să se cristalizeze liturgia și cultul ortodox, au început încetul cu încetul ca și sărbătorile importante să se dezvolte de-a lungul timpului. Astăzi este întruparea Mântuitorului Hristos la data de 25 martie, ca mai apoi peste 9 luni să fie nașterea Mântuitorului Hristos pe data de 25 decembrie. Dumnezeu, care este cuvântul Tatălui, născut înainte de veci din acesta, și acest născut înainte de veci înseamnă că a fost din veșnicie, nu a fost odată când s-a născut Hristos și Tatălui a fost înainte și apoi Duhul Sfânt, ci toate trei persoanele Sfintei Treimi deodată au fost încă de când au hotărât ca să creeze lumea. Dumnezeu, ca dovada marilui iubiri față de noi, după cum ne spune Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, că atât de mult a iubit lumea, încât pe singurul lui Fiul a dat pentru noi, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta ar fi unul dintre motivele întrupării Mântuitorului aici pe pământ. Al doilea motiv al întrupării acestea pe pământ este faptul că Dumnezeu a găsit-o pe pururea Fecioară Maria, singura femeie vrednică să-L poarte în pântece pe cel neîncăput și să-L nască mai apoi pentru noi. Ne spun sfinții care au tâlcuit această mare sărbătoare. Ne referim aici la Sfântul Ioan Damaschinu, la Sfântul Teofilact al Bulgariei, care ne spuneau că mai întâi de toate ca Hristos să poată veni în trup omenesc, Duhul Sfânt trebuia să vină peste acea persoană, să o umbrească, să o curățească, să fie fără de prihană, ca mai apoi acesta să poată să-și facă locaș în pântecele Maicii Lui. Vedem și din acest prasnic că Mântuitorul, că Dumnezeu, de multe ori tăinuiește anumite lucruri. Unii sfinți au spus că nici îngerii nu au știut de această întrupare minunată și fără de sămânță. Și din aceasta putem observa faptul că uneori, chiar și noi oamenii, este bine ca anumite lucruri să le păstrăm tainic în sufletul nostru, asemenea Maicii Domnului, când auzea cuvinte de laudă la adresa Fiului ei, când auzeau că învață pe învățător, pe cărturar, pe bătrân, Hristos le tâlcuia din Scripturi, fiind un copil la vremea aceea. Și se mirau zicând, de unde știe oare acesta Scripturile nefiind învățat? Ei bine, aceste cuvinte de laudă și de împlinire sufletească le-am putea spune, Maica Domnului le păstra în sufletul ei cu bucurie. Și ar fi bine ca și noi anumite lucruri, anumite evenimente care se vor întâmpla în viața noastră, să le păstrăm secrete până momentul în care acestea urmează să se împlinească sau chiar după ce s-au
împlinit ele. Așa cum spuneam, Sfântul Teofilact al Bulgariei, un sfânt care a tâlcuit Noul Testament și în special și această mare sărbătoare, spunea că prin cuvintele îngerului care a spus bucură-te, aceste cuvinte a spus îngerul Fecioarei, bucură-te, se desleagă întristarea Evei. Știm că după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu i-a spus Evei că de acum vei naște în dureri și în chinuri și cu greu îți vei mai munci pământul și nu-ți vor mai veni toate așa ușor cum îți veneau până acum în grădina Edenului. Iar această bucurie, prin această bucurie s-a dezlegat acest blestem al întristării Evei, iar mai apoi, bucură-te cea plină de har, adică bucură-te binecuvântat-o de Dumnezeu, care ai fost aleasă dintre toate femeile. Acest lucru întărește ideea că acest blestem a fost sfărâmat. Zămislirea Mântuitorului, așa cum ne relatează Sfânta Evanghelie de astăzi, a fost fără sămânță, adică nu cum ne naștem noi astăzi, prin naștere, și știți dumneavoastră cum, ci a fost o naștere mai presus de fire și mai presus de minte. A fost lucrarea Sfântului Duh, umbrirea Sfântului Duh asupra Sfintei Fecioare Maria. Iar Sfântul Ioan Damaschinul ne spune că încă din momentul întrupării, Hristos a luat trupul asemenea nouă. Deci nu a crescut treptat, așa cum este normal, ci din momentul zămislirii acesta a avut și trup și a fost și Dumnezeu cu adevărat și om cu adevărat. Este greu, dar trebuie să ne silim să pătrundem atât cu sufletul cât și cu mintea această mare taină și să fim încredințați că nu vorbim despre întruparea unui om îndumnezeit sau așa cum spun alte religii, a unui om înduhovnicit sau un om care a avut o înaltă trăire duhovnicească, ci noi creștinii vorbim despre întruparea lui Dumnezeu adevărat aici pe pământ. Faptul că Hristos a luat trupul nostru